Ok. Am tot văzut. Am ascultat minunății, unele se petrec în catedrale care sunt absolut uriașe, spectaculoase, minunate și ajungem la ortodoxie. O întrebare care, pe care, mă rog, și-au pus-o mulți, de ce ortodoxia nu are, mă rog, cum ar fi în România, de exemplu, de ce nu au fost niște catedrale, de ce nu sunt așa niște urieșenii, de ce nu sunt... Și teza mea este că, teza mea personală, sunt și eu un om și am și eu teza mea personală, poate fi valabilă sau nu, dar teza mea personală este că esența ortodoxă este legată de sihăstrie. Deci asta ar fi numărul unu. Ori sihăstria, deci renunțarea la lume, atunci nu te interesează foarte mult ce e pe lume. Te interesează mai ales ce e după lume. Și asta este credința mea, că esența ortodoxiei este pusnicia. E, pusnicia, sihăstria, deci isihazmul. Și eu cred că absolut comparabil cu oricare requiem, cu oricare simfonie și cu oricare alt demers făcut de geniile muzicii culte de pe planetă, un efect absolut comparabil, similar, în sensul ăsta nu comparabil, un efect absolut similar, care este încărcat de ezoterism și de misticism, este toaca. Toaca este specific ortodoxiei. Rușii nu au, deși sunt ortodoxi, rușii nu au toacă. Românii și grecii au toacă.